Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet. Ziua de 25 octombrie este ziua Armatei Române, o zi de glorie și de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care, de-a lungul vremii, oștirea noastră și-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. La Deva, ceremonia închinată pomenirii și cinstirii eroilor neamului a avut loc la cimitirul eroilor, în prezența puținilor veterani de războaie care încă mai supraviețuiesc, dar și a oficialităților județene locale și politice. În fiecare an, la 25 octombrie, românii sărbătoresc Armata Națională, cinstind faptele de arme ale soldaților, gradaților, subofițerilor, maiștrilor, militari, ofițerilor și generalilor, activ, în rezervă sau în retragere, care, de-a lungul timpului, au servit patria cu onoare și credință sub flamura drapelului tricolor. În luptele pentru eliberarea Ardealului au căzut, vitejește, peste 60.000 de oameni, morți și răniți. Doresc să amintesc că numai la Orba de Mureș, unde am participat și eu, au murit peste 11.000 de ostași români. Chiar fără parade strălucitoare, fără cuvinte mari, orice român adresează astăzi un salut cald și sincer ostașilor patriei sale. Ziua în care Armata Română și-a realizat menirea firească. Mă înclin în memoria eroilor, militari de carieră sau civili, care în 1944 au luptat până la ultima picătură de sânge pentru eliberarea Ardealului de sub dominația hortistă. Cu ocazia Zilei Armatei Române se cuvine ca tuturor eroilor neamului și veteranilor de război, care au înfruntat gloanțele și vitregia războiului pe toate fronturile, indiferent de aliați, să le aducem un pios omagiu și recunoștință veșnică. Nicolae Oargă a împlinit 93 de ani în urmă cu două zile, însă nu va uita niciodată iarna caucaziană din 1942, când România era aliată Germaniei. Mi-aduc aminte cel mai mult de greutățile ce le-am avut la Cotul Donului în încercuire. Acolo a fost frigul minus 42 de grade și eram mâinile înghețate, picioare înghețate. No, ce să vă spun, fără mâncare dacă am fost încercuiți, eu am fost la unitate motorizată și nu mai avea benzină. În memoria faptelor de vitejie, monumentul eroilor a fost acoperit de coroane de flori depuse atât de instituții cât și de partide politice. Ceremonia sobră, lipsită de fast, dar și de public spectator, s-a încheiat cu parada militară.